Mulțumim, Andrei, pentru a face o călătorie în jurul lumii. Avem nevoie și de un costum de baie frumos și sexy, iar cea care se pricepe să aducă o colecție frumoasă este Cătălina Osipov, care de mult face furori în lumea modii și în arta frumosului. Pe lângă lingerie, ea creează și costume de baie. Bună dimineața și bine ai venit aici la noi în platoul O Nouă Zi. Bună ziua! Foarte frumoasă colecție. Știu că este foarte greu să creezi costume de baie, pentru că necesită o tehnică mult mai specială. Nu toți se apucă inclusiv de a face anumite ajustări la costum de baie. Da, știu că este problema asta și mi-au spus, adică, multe cliente, multe fete de asta și chiar anterior, înainte să fac eu costume de baie, pentru că inițial făceam doar lingerie. Așa. Și iarăși din cerință cred că am început să fac și costume de baie, chiar dacă ele sunt foarte asemănătoare în prelucrare, dar oricum necesită, anume, cum ai spus tu, un utilaj aparte, un utilaj special. Ca de exemplu o mașină cu tighel plat, care este, tighelul ei este foarte elastic și se specializează anume pentru costume de baie. Ce materiale folosești pentru costumele tale pe care le creezi? Chiar acum vedem un prim model. Da, eu sunt adeptă doar la un tip de stofă, adică folosesc anume biflexul, pentru că încă de când sunt costumele de baie alcătuite, așa să spunem, anume biflexul a stat la baza compunerei lui, pentru că este o stofă specială care nu se decolorează, adică desigur dacă o alegem una calitativă și este și anticlor, adică ține foarte bine la, nu doar la plajă și la apă sărată, dar și la bazine. Este o stofă care nu își pierde din elasticitate și mulează corpul la fel și după 10 și după 20 de purtări. Desigur, noi femeile avem problema că anume partea de jos, da, chiloței, ei se mai deformează în timp, mai ales după ce am fost la mare. Da, e drept, asta este... Ține din... mult, foarte mult de tehnica de, nu știu, de prelucrare? Cum este cusut sau prelucrat? Sau... Cred eu că nu ține mult de tehnică, da, așa. Este foarte important și asta, dar este mai importantă stofa care o alegem. Este foarte importantă stofa, dublura care este în partea de, din spate a costumului de baie, pentru că știm că trebuie să știm că un costum de baie neapărat trebuie să aibă o dublură specială care face ca costumul de baie să nu fie transparent în contact cu apa, să nu se alunece de pe corp, așa. Adică să fie bine fixat și totodată să nu se dilate în timp. Ce este mai greu de realizat? Partea de sus sau partea de jos? Cred că partea de sus, desigur. Anume la modelele mele este partea de sus, pentru că depun foarte mult efort anume în detalii, așa. Anume în susținerea sânului, pentru că o domnișoară, să spunem așa, cu forme perfecte, își găsește costum de baie oriunde și de orice formă. Dar atâta timp cât ești deja o mămică sau ai ceva kilograme în plus sau sânul este un pic mai greu decât mărimea 2, să spunem, este așa. Foarte greu să găsești. Să realizezi costume de baie pentru mămici, inclusiv și pentru cele care nu au formele, da, de catwalk, da, desigur. 90-60-90. Pe lângă asta ai și studii în design vestimentar, da. Și atunci cumva le oferi și consultanță. Ce tip de costum s-ar potrivi? Foarte corect, ai înțeles perfect. Mă bucur că deocamdată dispun măcar de ceva timp să contactez direct cu clienții mei. Așa. Și chiar mă strădui să le dau sfaturi și mă strădui să ajung la gândul lor, adică ca să mă asculte, să facă astfel cum eu le sugerez. De exemplu, pentru niște forme mai voluptoase, ce tip de costum de baie sugerezi și telespectatorilor noastre? Eu sunt foarte adeptă nu doar la costume de baie, dar și la hăinuțele cu talie înaltă, adică pantalonii, fustele cu talie înaltă, la fel. Așa. Și la costumele de baie. Pentru că moda anii asta... 60? Da, corect. Anii 60-70. Iată, costumele astea de baie au fost... Eu cred că cele mai fermecătoare, sau poate că eu sunt așa un tip de om care iubesc foarte tare stilul dat, dar el se potrivește foarte bine pentru orice siluetă, atât pentru una perfectă, cât pentru și forme voluptoase, pentru că nu delimitează corpul. Dacă avem careva kilograme în plus și avem ce acoperi, atunci el face accent doar pe talie, nu mai face dar delimitările astea în corp. Dar asta ar însemna un costum de baie din două piese sau din unul întreg? Sigur, din două piese, pentru că eu sunt consider că nu este corect impresia că dacă avem forme mai mari, trebuie să optăm pentru un costum de baie întreg. Dar cine ar trebui să poarte un costum, de exemplu, întreg? Pentru cine este recomandat?
iarăși, pentru, practic pentru orice femeie, da. Pentru că iarăși sunt modele diferite. Așa. De exemplu, în colecția mea persistă pe lângă culorile aprinse neon care sunt în vogă anul ăsta. Aș spune, apropo, că într-adevăr aceste culori sunt perfecte. Citisem eu cândva că dacă ai un costum cât mai colorat, dacă trece pe lângă tine un rechin, nu te observă, crede că ești un peștișor. Iată, am făcut și eu niște peștișori vara asta. Ai și tu niște peștișori. Da, pentru că sunt foarte colorate, dar pe lângă asta îți spuneam că am optat și pentru niște culori mai clasice, ca de exemplu dungile. Uh-huh. Și uite, am chiar și un model din dungile astea verticale, anume alb-negru, uh-huh. care vizual scade 5 kg. Adică uh-huh. asta chiar este dovedit că forma dungile... Forma de V lungește piciorul, uh-huh. aici deja, adică răscroiala piciorului un pic mai înaltă, se optează la chiloței dați și se face, adică forma asta de V în față uh-huh. și în spate. Astfel, noi scurtăm un pic partea de sus a corpului și lungim piciorul. Iar și iarăși pentru talie, mai... că toți vor talie? Pentru talie, adică este optim să alegem o pereche de chiloței, mai bine spus, cu o talie un pic mai înaltă, nici nu înaltă, dar o talie medie, să spunem așa. Și iarăși putem să optăm nu pentru forma V, dar pur și simplu cu o răscureală mai înaltă și cu o centurică îngustă care se axează un pic mai jos de talie. Mulțumim mult pentru că ai adus în platoul nostru acești peștișori minunați. Mulțumim foarte mult fetelor pentru că ne-au prezentat această colecție minunată, care nu este toată, este doar o parte din colecția. Este o parte foarte mică. Cătălina Osipov în această dimineață din Țarigrad, Drochia. Aș spune că și bunica mea a fost din Țarigrad, Drochia. Super. Așa cumva suntem noi așa apropiate.